Monetar Internațional spunea zilele trecute că invadarea Ucrainei va afecta întreaga economie mondială. La ce se ne așteptăm din multe presupuneri? Este deja clar pentru toți că impactul nu este unidimensional. Chiar dacă el este inițiat, generat dintr-o parte, pentru cealaltă parte, în cele din urmă impactul ne afectează, nu în egală măsură, desigur. Rusia este evident mult mai afectată și ăsta a fost scopul, afectat economic. Dar și la rândul nostru vedem că sunt companii, vedeți, cele din vestul țării, Reșița, unde 2500 de oameni nu și-au primit salariu în ziua de salariu. Slavă Domnului că la începutul săptămânii curente s-a găsit o metodă de a-i compensa pe acești oameni și introducerea lor într-un șomaj tehnic. Sperăm, evident, să fie cât mai scurt acest șomaj tehnic și să găsim o soluție de a îi întoarce înapoi în producție. Cu la urmă, șomajul tehnic presupune 75% din salariul pe care îl aveau și nu mai mult de 75% din salariul mediu. Deci oamenii totuși au o mică pierdere și sperăm această perioadă să fie cât mai tranzitorie, să fie cât mai scurtă. Nu mai spun de aici, de prețul gazelor, de accesul limitat la diferite tipuri de resurse care erau parte, componentă primară în zona de automotive, în zona de metalurgie. Ne așteptăm în zona metalurgiei ca 30.000 de angajați să fie afectați pe tot lanțul comercial și logistic, nu doar strict metalurgie, dar evident că fiecare companie medie, mare, avea un cerc orbital de companii care la rândul lor furnizau. Deci, per total, ne uităm la 30.000 de oameni care pot fi afectați. Vestea, să spun, bună, dacă o pot numi așa în contextul acesta sumbru economic și luminița, să-i spunem așa, este că dacă ne uităm puțin pe istoria recentă și ne întoarcem la ședința ECOFIN din 15 martie, unde România, evident, a fost reprezentantă de ministrul de finanțe Adrian Căciu. Dacă ne uităm la întâlnirea cu președintele Consiliului Național al Austriei, sfârșitul noiembrie, întâlnire Marcel Ciolacu, s-au solicitat o serie de măsuri la momentul acela, care, mă rog, intrau în noi anul de știri, din nou, vorbim prea mult și facem prea puțin. Lumea e de înțeles că la un moment dat ajunge la un nivel de saturație în dinamica asta a zbuciumată a știrilor, dar atunci s-au solicitat măsuri speciale pentru țările din proximitatea Ucrainei. S-au solicitat permisivitatea alocării de ajutoare de stat extinse pentru companiile subiect al restricțiilor sau contra restricțiilor, că pot să fie și la primire și la inițiere, din păcate, după cum s-a dovedit. Și de curând a fost aprobat de la nivelul administrației europene, au fost aprobate ajutoarele de stat, care pot merge până la 400.000 de euro pentru IMM-uri afectate într-un mod sau altul. Din nou, o suplimentare a ajutoarelor pentru toate companiile circumscrise impactului pe zona gazelor, electricitate, prețuri, de data aceasta suplimentar, cauzate și de conflictul din Ucraina. La puțin peste 3 luni de guvernare a fost făcută o analiză în care ajutorul direct către economie era de 46 de miliarde de lei, circa 9 miliarde de euro, circa 3,4 din PIB, care însemnau 20 de miliarde din programele țintite către reconversie din producție din economia de consum către economia de producție. Au fost 12 miliarde pentru alocațiile pentru copiii, majorarea lor și majorarea pensiilor de la începutul anului. Ajutoarele pentru energie, care au sprijinit 3,5 milioane de gospodării, au fost și acelea în valoare de 14 miliarde de lei. Deci încet, încet, niște lucruri s-au întâmplat. Însă este clar că nu este suficient, fiindcă perioada se prelungește ca și criză. Criza în sine n-are semne de atenuare, fapt pentru care chiar urmăream o declarație a președintelui Marcel Ciolacu de la începutul săptămânii, că există
pe masa premierului Ciucă deja un pachet, să spunem, complet de măsuri pe toată zona aceasta de impact, de la energie, de la RCA, dacă țineți minte, cu legea de plafonare a RCA-ului, acolo Consiliul Concurenței trebuie să-și dea un punct de vedere. Nu o să intru în detaliu, dar trebuie să reglementeze și partea de tarifare, că degeaba spui tu RCA-ul să fie atât din acest moment dacă costurile care duc la analiza riscului sunt mari. Deci trebuie toate la rândul lor plafonate, deci este mai complex procesul, dar a ajuns și acesta, să spunem, la momentul finalizării. Ședință de guvern avem chiar în momentul în care noi vorbim. Acest pachet de măsuri este foarte probabil în această ședință de guvern, dacă nu va fi cu siguranță în următoarea, dar vom afla. Este un pachet de măsuri agreat în coaliție sau este un pachet de măsuri pe care îl propune Partidul Social Democrat? Cu siguranță este agreat. Acum, componenta determinantă și motivația principală pentru care PSD la un moment dat, acum 4 luni, a spus da, intrăm la guvernare, a fost promovarea pachetului social. Nu pot să vă spun că din rațiuni electorale a fost cea mai bună decizie. Fiindcă exista o dinamică clară de creștere, da, a Partidului Social Democrat, toate sondajele de opinie ne puneau cu mult în fața oricărui alt partid în România. Pe de altă parte, sondajele de opinie nu sunt dramatic schimbate, ceea ce ne arată că 3 luni și ceva, 4 luni de guvernare au fost luni apreciate de către populația României. Nu am observat o degradare din acest punct de vedere al estimării electorale. Deci a fost bine ce am făcut, dar din punctul meu de vedere, ca și om care lucrez în partea privată la rândul meu, dar desigur cumulat cu experiența de guvernare, lucrurile nu că trebuie să se mențină într-o dinamică de sprijin, trebuie să se accentueze. Fiindcă, din punctul meu de vedere, și mâine, dacă vom afla că, slavă Domnului, un acord de încetare a focului va avea loc, asta nu înseamnă că efectul T0 plus 1 economic se va opri, nu. Să nu uităm că avem o economie deja slăbită de 2 ani de COVID, la care s-a adăugat, fără niciun fel de respiro, această criză. Noi, din păcate, suntem într-o proximitate nefericită în frontiera de sud a Ucrainei. Toate implicațiile țin de evidență. Noi trebuie să avem o capacitate de sprijin a economiei, a societății în genere, pe toate categoriile de vârstă, preferențială vis-a-vis de alte state în Europa, fiindcă situația este cum este și e impredictibilă.